Hola amigos, bine ați venit pe canal, bine ați venit la un episod de Băț Butoi cu al vostru Buzboi, a.k.a. Ari, a.k.a. Las că beau șatul ăla, frate. Azi vorbim despre tequila, așa că stați cu ochii pe ecrane și revenim după intro. Buzboi! Păi da, azi vorbim despre băutura asta de care toată lumea fuge, dar pe care toată lumea o bea. O să vorbim de unde vine, din ce se face, cine a făcut-o prima dată și nu în ultimul rând cum se bea. De fapt, o să încep cu chestia asta prima dată, o să încep cu cum se bea și pe care să o bem. Pentru că știu că e o mare dezinformare când vine vorba de tequila. Multă lume fuge de tequila și se gândește la mahmurerile alea teribile, care da, într-adevăr, are ceva legătură, dar o să vă explic eu de ce. Păi, în primul rând, pe lângă faptul că putem categoriza tequila ca și blanco sau albă, reposado sau rested sau liniștită, odihnită și añejo sau învechită sau îmbătrânită sau aged. În afară de aceste trei mari categorii despre care o să vorbim în câteva momente, tequila se mai împarte în 100% făcută din agave și mixto. Mixto e asta pe care n-ar trebui să o beți, pentru că asta vă dă mahmurerile teribile de a doua zi și durerile alea de cap. De ce? Pentru că mixto e făcută din 51% suc de agave și restul altfel de zaharuri, glucoze sau fructoze, care sunt dăunătoare și care ne creează mahmureala aia de a doua zi, pe când cele care sunt făcute din 100% agave or să fie mai pure, o să fie mai puțin dăunătoare organismului. Așa că nu beți mixto. Asta e recomandarea mea când mergeți în oraș. Cereți barmanului să vă toarne 100% tequila făcută din agave. Nu e, n-ar trebui să fie cu mult mai mult scumpă. Așa că îndrumarea mea e să beți atenți atunci când ieșiți în oraș sau când mergeți la cineva acasă sau când vă cumpărați tequila doar pentru voi de la magazin. Tot timpul uitați-vă pe etichetă, pentru că cele care sunt făcute din 100% agave o să scrie tot timpul pe etichetă. În același timp, dacă vreți să evitați mahmurerile, așa ca o mică paranteză, un sfat e să evitați să consumați băuturi cu foarte mult zahăr. Cum ar fi Jack Daniels și Coca-Cola sau vodka Red Bull. Sau dacă le beți, încercați să luați o pauză de o jumătate de oră sau o oră între băuturi în care o să beți apă. În felul ăsta o să vă rehidratați, iar a doua zi o să fie mult mai ușor. De ce zahăr? Pentru că asta e ceea ce ne creează disconfortul ăla de a doua zi. Expandează, rărgește vasele de sânge, venele alea mici din creier și de asta a doua zi avem durerile de cap. La nivelul stomacului creează aciditate foarte ridicată și de asta vărsăm sau de asta ne simțim rău a doua zi. Deci, din nou, un sfat de la Buzboi, dacă beți băuturi cu foarte mult conținut de zahăr, ceea ce eu nu vă recomand, încercați să beți apă între ele și să luați o jumătate de oră sau o oră pauză și nu beți în continuu, iar a doua zi ar trebui să vă simțiți o dată sau de două ori mai bine decât în cazul în care n-ați fi respectat aceste reguli. Ok, și asta e cu mixto și 100% făcută din agave. Încercați să evitați mixto și beți 100% din agave și o să vă schimbați opinia despre tequila, vă garantez. Acum, vorbim despre cum a apărut, cine a creat-o și de unde vine tequila. Păi tequila e printre noi de pe vremea aztecilor. Ei aveau această băutură numită pulque, care era făcută din seva sau sucul sau zeama de la planta de agave și care era fermentată natural. După cum știți, drojdia e pretutindeni în aer, în atmosferă. Se regăsește și pe corpul uman. De fapt, singurul loc de pe corpul uman unde nu se găsește drojdie sunt ochii. În rest, se găsește pretutindeni. Așa că ei lăsau zeama asta de la agave, sucul ăsta, seva asta, să se fermenteze natural și după care o beau. Era o băutură sacră care se folosea și în ceremoniile spirituale. Iar asta a devenit tequila mai târziu, cam prin anii 1400-1500, când spaniolii au cotropit sau au invadat Mexicul.
Spaniolii erau renumiți prin faptul că ei beau brandy-ul lor, însă când au ajuns în Mexic și au rămas fără brandy, aveau tehnicile de distilare, știau cum să distileze, însă n-aveau materie primă. Așa că s-au uitat împrejur și bineînțeles că prima lor variantă, fiind foarte accesibilă, a fost acest pulque, acest suc de agave. Și au început să-l destileze și l-au numit vino mezcal. Iar numele de tequila provine de la faptul că o regiune producea acest vino mezcal. Se numea vino mezcal de tequila. Era și vino mezcal de Guadalajara, vino mezcal de Tijuana și așa mai departe. Iar cu timpul acesta a devenit simplu tequila. Mezcal încă există, de fapt e părintele tequilei sau tatăl tequilei. Fiecare tequila e un mezcal, dar nu fiecare mezcal e o tequila. La fel cum fiecare coniac e un brandy, dar nu fiecare brandy e un coniac. Sper că nu v-am pierdut aici. Ce vreau să vă zic e că tequila se trage din mezcal. Mezcalul încă există, e băutura asta. O să facem un video mai târziu despre mezcal de asemenea, pentru că e băutura mea preferată și are foarte multă cultură. E făcut la un nivel tradițional încă, iar eu apreciez această băutură foarte mult din aceste motive, dar și pentru că are un gust foarte deosebit. Afumat. În sfârșit, revenind la tequila. Vorbeam despre tequila regiunea, Tequila Valley, așa se numește, sau Valea Tequilei. E o regiune în Mexic unde se produce tequila. Nu ai voie să produci tequila altundeva decât în Tequila Valley din Mexico. Mai exact în 5 state. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit și Tamaulipas. Probabil pronunția mea n-a fost ca la carte, însă le-am lăsat scrise pe ecran, așa că o să fie ușor să le citiți. Deci da, această regiune din Mexic, Tequila Valley sau Valea Tequilei, dacă vreți, a devenit patrimoniu mondial UNESCO. Așa că nu ai voie să produci tequila altundeva în lume, sau nu ai voie să produci o băutură din planta de agave oriunde altundeva în lume și să o numești tequila. Bineînțeles că aceste zone au specificul lor, cu agave cultivate la zone de deal sau zone de câmpie, iar asta o să influențeze felul în care plantele cresc și profilul pe care o să-l aibă la final. Ce vreau să spun cu asta e că plantele care cresc la zonele de deal, zonele înalte sau Los Altos, cresc într-un sol care e mai argilos, la temperaturi mai scăzute, pentru că acolo e mai frig, cu probabil mai multe precipitații și așa mai departe. Iar asta toate o să influențeze felul în care planta crește și profilul pe care o să-l aibă la final. Aceste plante sunt mult mai robuste, mai mari, iar au un gust mai dulce față de cele care sunt crescute la câmpie sau Los Bajos, unde aerul sau temperaturile sunt mai ridicate, solul este mai uscat, mediul este mai secetos, iar aceste plante sunt puțin mai mici și au un profil mai ierbos, dacă vreți. Iar asta o să se traducă, bineînțeles, în final, în băutura din sticlă. Acest fenomen se numește terroir. Este mult mai mult întâlnit în lumea vinului. Asta se referă la faptul că trugurii care sunt crescuți în Franța, pe coasta Mării Mediterane, au un anumit profil. Solul e plin de minerale, aerul e încărcat cu sarea care vine de la mare, strugurii fac baie în soarele arzător zi de zi, iar acesta o să influențeze profilul pe care strugurii îl au, spre deosebire de alți struguri care sunt crescuți, de exemplu, în zonele de deal din Noua Zeelandă sau Australia. Acest lucru se va traduce în ultimul rând în băutura din sticlă și la fel se întâmplă și cu agave și tequila. Și dacă vă gândiți că da, Mexic și zonele de deal sau zonele joase n-ar trebui să fie o diferență așa de mare, dar da, are relevanță, pentru că dacă vreți să vă faceți o idee, Mexic e ca și suprafață de 10 ori mai mare decât România. Și dacă vreți această Tequila Valley sau Valea Tequilei, care e undeva la sud-centrul Mexicului, e probabil ca întindere de aceeași dimensiuni ca toată suprafața României. Și atunci, da, bineînțeles că dacă stați să vă gândiți, agavele care sunt crescute în zona de Banat
o să fie mult mai diferite decât agavele care sunt crescute în zona deltei Dunării, de exemplu. Dar cam asta e cu tequila și agave și de unde vine și faptul că terioarul sau zona de unde agavele sunt cultivate o să influențeze băutura din sticlă. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că tequila trebuie produsă numai din blue agave, această specie de agave. Specii de agave sunt peste 90. Să tequila se produce numai din una singură, blue agave sau agave albastră. Iar se numește agave albastră pentru că în reflexia soarelui se pot vedea niște nuanțe albăstrii pe frunzele plantei. Deci, din nou, prin lege, tequila se poate produce numai în Mexico, în zona Tequila Valley, și trebuie produsă numai din planta de blue agave sau agave albastră. Această plantă de agave are nevoie de 8 ani să ajungă la maturitate ca să poată fi culeasă și transformată în tequila. De asta, această industrie de băuturi alcoolice, industria tequila, are un retur sau turnover foarte scăzut în comparație cu alte industrii, unde puteți cultiva și culege recolta în același an sau de două ori pe an. De asta, unele companii au apelat la metoda mixto, unde folosesc decât 51% suc de agave și restul alt fel de ingrediente. Aceste plante care arată ca un ananas uriaș, după 8 ani sunt culese, sunt încă culese și recoltate de un elhimador. Așa se numește acest fermier sau muncitor, se numește elhimador și încă și în prezent folosește metodele tradiționale de a culege planta de agave. Folosește o suliță, dacă vreți, cu un cap rotund și ascuțit ca să taie frunzele care se numesc pencas și după care inima plantei, care se numește pinia, este transferată la distilerie, unde o să fie coaptă ca să înmoaie fibrele din interior, să poate să fie stroșită mai ușor și să se extragă zeama și sucul, și după acest suc o să fie fermentat și după distilat. Metodele de decoacere sunt două. Metoda tradițională, unde se folosește cuptorul de cărămidă, sau metodele mai noi, unde se folosesc aceste cuptoare industriale și coacerea se face mai rapid. Bineînțeles că sunt distilerii care încă produc tequila într-un mod tradițional. De asta le ia mai mult timp și de asta băutura din sticlă o să fie puțin mai scumpă decât altele. Însă, în opinia mea, se merită să plătiți un preț puțin mai mare, dar să consumați un produs de calitate decât să beți un mixto sau o tequila de o calitate foarte joasă. După coacere, tequila trebuie să fie stoarsă, iar în mod tradițional se folosește un măgar care trage o roată gigantă făcută din rocă vulcanică care se numește tahona. Bineînțeles, mai modern se folosește acest torcător industrial care accelerează stoarcerea plantei și, bineînțeles, tot procesul. După care acest suc, zeama asta, sau pulche dacă vreți, se distilează. Dacă vă amintiți din episodul cu whisky, cele mai folosite două metode de distilare sunt post-still și column-still. Asta e relevant și în industria tequilei. Iar la final, tequila se îmbuteliază dacă este blanco sau se lasă să se liniștească sau să se odihnească dacă este reposado, între 2 luni și un an. Iar dacă este añejo, este învechită între un an și 3 ani. Astea sunt cele mai importante 3 categorii, însă recent au mai apărut și extra añejo sau extra învechită, care este învechită pentru o perioadă mai mult de 3 ani. Mai există categoria plata, care e lăsată să se liniștească sau învechită pentru mai puțin de 2 luni. Să nu vreau să vă încarc cu aceste informații acum pentru că nu sunt relevante. Cele mai importante 3 categorii sunt blanco, reposado și añejo. Asta trebuie să rețineți, asta e cel mai important. Și pe scurt, cam asta ar fi despre tequila pentru azi, dragii mei. Din nou, recapitulare rapidă. Tequila este un produs
național și tradițional Mexicului. Trebuie produs numai în Valea Tequilei și în acele 5 state din Valea Tequilei. Este produsă din planta de agave albastră. Are 3 categorii, mari și tari, Blanco, Reposado și Añejo. Și se împarte în 100% din agave și mixto, cea pe care eu vă sfătuiesc să nu o beți. Asta este. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Sper că informațiile pe care vi le-am oferit să fi fost ușor de reținut și, cine știe, poate folositoare în viitor. Dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. În felul ăsta o să fiți conectați cu ce postez și o să fiți tot timpul pe fază. Dați și un like pentru că ajută canalul și eu vă mulțumesc. Și asta este, am ieșit. Gracias, adios. Bye bye.